Dragi colegi, stimați oaspeți, știm cu toții ce zi este astăzi. Ziua femeii este, după Crăciun și Paște, cea mai importantă sărbătoare din an. Sărbătorim în această zi simbolul frumuseții și al iubirii. Dar cum putem să facem acest lucru? Harry Miller spunea că există doar trei lucruri pe care le poți face pentru o femeie. Să o iubești, să suferi pentru ea sau să o transformi în literatură. E bine, eu astăzi o să fac cel de-al patrulea lucru și anume o să o onorez printr-un scurt discurs. Femeia merită să fie apreciată, respectată și protejată, aș putea spune asemeni ca unui soare. Ca și cum ar fi centrul universului nostru. Și spun asta tocmai pentru că ea însăși, de bună voie, gravitează în jurul nostru, al bărbaților, de-a lungul vieții. Ca mamă ne dă viață. Știu asta, chiar dacă nu mi-amintesc momentul în care am venit pe lume. Ca bunică ne pregătește pentru viață. Și mi-aduc aminte, cu bucurie, de discuțiile pe care le aveam și de sfaturile pe care le-am primit de la bunica, legate de modul în care un bărbat ar trebui să se comporte în societate sau în familie. Ca soră ne oferă sprijin. Și simt lucrul acesta de fiecare dată când ajung acasă și surioara mea de 7 ani mă ia în brațe și mi oferă râuri imense de iubire necondiționată. Ca iubită ne oferă trezirea la viață a simțurilor. Și am simțit pentru prima dată acest lucru în vârsta de 17 ani, când pentru întâia oară am gustat din ceea ce înseamnă buzele unei femei. Tot ca iubită ne ghidează spre o versiune mai bună a noastră. Da, ne amplifică și calitățile, ne amplifică și defectele, dar totul pentru a ne ajuta să ne desăvârșim ca bărbați. Ca soție ne oferă dragoste, aventură și împlinire. Sau cel puțin sper că de asta o să am parte. Iar ca fiică ne oferă speranță, bucurie și multă compasiune. Asta dacă o să-i oferim aceleași lucruri în calitate de părinți. O femeie este alături de noi atunci când luăm prima gură de aer. Iar dacă soarta ne zâmbește, o să fie alături de noi când o să o luăm și pe ultima. Și cu aceste gânduri în minte am să vă rog să vă gândiți acum la cele mai importante femei din viața voastră și să le transmitem cu profundă recunoștință un imens mulțumesc pentru că fac parte din viața noastră. În cinstea lor. Mulțumesc! Mulțumesc!